Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM Medium Rare la Europa FM, invitatul meu de astăzi este Florin Itu, bine ai venit! Bine te-am găsit! Pe Florin l-am cunoscut ca blogger culinar cu vreo câțiva ani în urmă, nu știu, șapte ani, opt ani... Da, când? Cam așa cum te-am cunoscut și eu pe tine la fel. <laughs> da, l-am cunoscut ca blogger culinar și abia după aceea l-am cunoscut ca promotor și organizator de evenimente. Mai ții blogul? Îl mai țin, da, e, îmi pare că n-am timp să mă ocup de el cât aș vrea, dar el este acolo când, din când în când e ca un fel de, de, de proiect de suflet, așa, nu-l las, îl, îl activez când am timp, aș vrea să am mai mult timp, dar deocamdată sunt mult multe evenimente de făcut de timp, Domeniul de a rămas același, Crazy Model Cooker. Exact. Da. Cum ți-a venit? <laughs> Sincer, a venit de la un shorts. Cred că e un shorts, un shorts pe care l-am primit cadou. E posibil să fi fost dintr-o colecție Jamie Oliver de acum vreo 10 ani. Și avea o colecție de shorts-uri cu tot felul de mesaje haioase și ăstea erau un ele și mi s-a părut că s-ar potrivi. Ești apropiat de chestiunea asta cu mâncarea și ești apropiat și de chestiunea cu evenimentele și probabil că așa, adică eu nu presupun și întrerupe-mă când vrei tu, cred că așa ai ajuns la concluzia că poți să organizezi foarte bine evenimente cu mâncare. Uh, cumva așa s-a produs o, o alinire a planetelor, să zicem, o întâlnire a uh, hobby-ului meu legat de mâncare și al uh, jobului de zi cu zi de organizare de evenimente Și cochetam cu ideea asta de multă vreme, adică uh, practic de când am început să avem mâncare prin evenimente, sub o formă sau alta, mai întâi timid și după aia din ce în ce mai... Uh, mai evoluat. Da, Iartă-mă, pentru ascultătorii noștri care nu știu cine ești și ce evenimente organizezi, e vorba despre evenimente muzicale, concerte, spectacole, chestiuni de felul ăsta. Da, în general. concerte, spectacole, festivaluri. Așa. Să revenim. Da. Deci, discutam cu partenerul meu, Robert Noană despre aceste evenimente culinare încă de acum doi ani și ceva, încă ne puneam întrebarea oare este gata piața pentru așa ceva. Noi am ști cum să le facem, dar oare avem cu cine... Asta înseamnă și restaurante, și sponsor, și uh, public. Și avem... Uh, am tot stat și am întors-o pe toate părțile. Până la urmă ne-am dat seama că uh, era prea devreme la momentul respectiv. Și acum, în vara trecută, am ajuns la concluzia că lucrurile s-au cristalizat în direcția bună. aproape de copt? Da, s-a maturizat piața, s-a creat o masă critică de oameni care sunt... Uh, pasionați interesați, oameni care au călătorit pe afară, oameni care au experiențe culinare diverse, oameni care nu se mai mulțumesc cu ceafă la grătar cu cartofi prăjit și cu Da, nu că ar fi rea. Nu era deloc numai că e, există lume și după ceafă, ca să zic. Da, există și lume și viață. Exact. Da. <laughs> Sau ar fi bine să existe viață și după ceafă. Ce festival pregătiți voi acum? Noi acum pregătim Biocares Gourmet Festival, este o Primul festival de asemenea amploare care se face vreodată în România este un, o celebrare a culturii gastronomice în tot ceea ce privește ea, de la street food până la fine dining, de la bere artizanale la vinuri uh, uh, selecte, de la dulciuri produse de uh, delicaterie, de băcănie, de. Uh, înghețate artizanale, absolut tot ce... Te încep să salivezi. Da. da. închipă că noi, noi facem să asta... Pare rău că te-am chemat. Noi facem treaba asta de șase luni, îți dai seama ce înseamnă să, să Zi de zi să te gândești numai la mâncare și tot felul de, de lucruri legate de ea e, e foarte greu, spun cine, cine, vine la festivalul ăsta? La festivalul ăsta vin peste 60 de vendori din, din toate zonele de care ți-am povestit. Vin restaurante, vin standuri și food truck pe zona de street food, vin gelaterii, vin uh, producători de, de, vinuri, de bere, de uh, cafele artizanale, uh, vin uh, uh, restaurante din zona fine dining, restaurante internaționale din zonele etnice, să zicem bucătăriile etnice, restaurante românești, zona de barbecue, de, de dulciuri. Practic e o, un fel de best-of uh, al bucătăriei, al, al domeniului gastronomic din România la ora actuală. Eu sunt foarte atras și interesat și, din când în când, chiar pasionat de zona asta a mâncării de pe stradă. Și am senzația că încă e slab reprezentată la noi. Ce ai învățat tu referitor la chestiunea asta acum încercând să organizezi acest festival? Eu personal am fost extrem de plăcut surprins să constat că această zonă de street food a fost prima care s-a ocupat în festival și nu numai că s-a ocupat, dar am continuat să primim tot felul de cereri. Drept urmare, la scurtă perioadă după ce am lansat festivalul Gourmet, am decis să lansăm și un festival de street food, care va avea loc în septembrie, Bucharest Street Food Festival, 9-11 septembrie, care va reuni tot ce înseamnă zona de street food pe care n-am reușit să, să o, să încadrăm în gourmet festival. Pe zona de street food, deși pare că noi nu avem, că street food românesc nu există, el există și este în plin boom. Practic, cred că e cel mai dinamic, cel mai dinamic sector din industria de ospitalitate la ora actuală. Ai remarcat oarecare varietate, că acum sigur că el există, dar e foarte vizibilă doar partea asta cu merdenele, urma și covrigi. Exact, în rest da. nu e foarte vizibil. Nu e vizibil la nivelul de masă, să zic, dar pe, pe anumite nișe, de exemplu, au apărut destul de multe food trucks în București, cred că sunt cel puțin 10 sau 15, care sunt axate în principal pe zona de burgers, dar nu numai. De exemplu, este un, un food truck cu specific turcesc, pește pâine, care face produse din zona de gastronomie turcească există. Foarte tare, nu știam despre asta. Da, e sunt, există un food truck care face produse uh, mexicane, burritos, quesadilla, uh, tacos și așa mai departe. Și toate astea vor fi găsit în aceeași curte la acest festival? Da, în, în festival, în Bucharest Gourmet Festival va, uh, vor exista cinci zone destinate restaurantelor. Una dintre ele va fi zona de street food. În această zonă de street food am încercat să facem o selecție cât mai variată de, de, de uh, restaurante, să le zic, deși e impropriu spus restaurante, ele sunt food truck sau rulote sau uh, altceva. Practic acolo vor fi va fi un fel de, să zicem, curcubeu al aromelor, așa o, uh, o varietate mare, dar vor fi burgeri, vor fi hot dog, vor fi va fi mâncare turcească, libaneză, mexicană, uh, va fi înghețată artizanală, va fi uh, cafea livrată în mod street food. Mi se part... pare foarte interesant și zic eu de bun augur că Bucureștiul începe să arate ca o capitală cosmopolită, cum ar trebui să fie orice capitală a vreunei națiuni. Adică e evident că în București se întâlnesc destul de multe națiuni dar mi se pare poate e doar o impresie, mi se pare că nu au fost reprezentate foarte bine din perspectiva asta culinară până recent. Bucureștiul era destul de trendy și pe val de multă vreme, numai că zona culinară rămăsese un pic în urmă. Concerte sunt, festivaluri sunt, evenimente culturale, gen proiecțiile de pe Casa Poporului sau Festivalul de Lumini sau tot felul de alte evenimente culturale care au loc. Însă, gastronomia este și ea parte foarte importantă din din cultura unui, unui oraș și acum noi încercăm practic să o punem pe hartă și nu suntem numai noi singuri care facem treaba asta, sunt mai multe, au apărut în acest perioadă mai multe evenimente care, care, fac, care se concentrează pe zona asta culinară, inclusiv pe, pe partea etnică, adică este un festival gastronomic secuiesc, există un festival gastronomic sau în principal gastronomic turcesc, un tailandez și așa mai departe. Când e acest festival? Este încetată. pe, pe 3-5 iunie, nu weekendul 3-5 iunie, adică iunie devine de de recent. Da, de, de vineri de aproape până de noi. Exact, de vineri până duminică. Festi... Porțile festivalului se vor deschide vineri, pe 3 iunie, la ora Unde? 13, în Băneasa Shopping City, în zona Drive-In, este acel spațiu foarte mare de 2 hectare, pe care se făceau proiecții Drive-In Cinema. Vom avea, cum ți-am spus, peste 60 de, de vendori. Însemnând restaurante, băcănii, delicaterii, producători de băuturi, vinuri, bere, cafea. cocktailuri. nu mai cocktailuri. ceva de mâncare. Da, va trebui, să, trebui să, te, să să te pregătești pentru eveniment, că o să fie de Mim, muncă acolo. Mi-ar plăcea să fiu în București în perioada aceea, nu sunt convins că sunt. Mi-ar plăcea să fiu și să, să, să pot ajunge acolo, pentru că. Mă interesează foarte tare și mi se pare fascinant de-a dreptul faptul că, uite, reușim să cunoaștem printr-un eveniment, reușim să cunoaștem lucruri din jurul nostru pe care altfel nu prea am avea cum să le vedem sau nu le întâlnim în mod obișnuit. Adică ele sunt comasate în acest perimetru despre Dar ele nu, lucruri, yerde, nu sunt niște lucruri secrete și ascunse, le-ar putea fi secret, descoperite, dar, dar... necesită un efort. Eu, adică... De doi ani în București nu m-am întâlnit cu prea ar new... multe un efort cu... rulote cu mâncare care să-mi și atrag atenția. Ele them. sunt, în general, ca să vorbesc strict de despre rulote, din cauza legislației, ele sunt plasate doar pe spații private, sunt plasate pe lângă office building pe lângă în diverse alte zone unde se poate face un contract cu Firmă sau persoană privată, deoarece pe domeniul public este extrem de greu, din păcate? Da, este. Aici cred că avem de lucrat la, la mentalitatea autorităților, de fapt, pentru că mie, mi se pare că piața s-ar dezvolta mult mai repede urmând pur și simplu chestiunea asta cu cererea și oferta. Dar, în. Deși, pe de o parte, legislația e destul de relaxată când vine vorba de o grămadă de mizerii pe care le uh, primim pe post de mâncare, pe de altă parte e foarte rigidă când vine vorba de uh, dezvoltare într-o anumită direcție. Aici cred că e marea bătălie care se va purta, și de aici practic se va produce boom-ul, în momentul în care administrațiile locale vor înțelege că zona gastronomică este parte din cultura orașului și din parte, parte din viața orașului și un oraș cu cultură gastronomică efervescentă este de 10 ori peste unul care nu are așa ceva. Poate Atunci fi interesant să înțeleagă că uh, cultura gastronomică a unui oraș este foarte profitabilă dacă îți pasă absolut. un pic de Absolut, deci există aici mai multe aspecte. Există aspectul financiar, evident, economic, în care în momentul în care ai un sector de business profitabil el generează taxe, generează încasări la bugetul local, care după aceea pot fi transformate în alte lucruri utile uh, comunității, uh, are o componentă culturală importantă pentru că acoperă această să, nișe din cultura unui popor, și anume cultura gastronomică, chiar dacă ea este îmbinată cu uh, lucruri din alte culturi, cu mâncare din uh, Balcani, din Turcia, din Asia, din, uh, din Europa de Vest, uh, și... Uh, toate aceste, aceste lucruri puse la un loc, ele ar putea să ducă la un, cum am spus, la un boom al acestei, acestei nișe din zona gastronomică. Din păcate, în momentul de față, problema este că, strict, mâncarea stradală, street food, este tratată la un loc cu piețele agroalimentare volante, ceea ce înseamnă că, practic, beneficiază de niște... Condiție, nu poți nici să le zici condiții, dar o, o structură în care trebuie să se încadreze, care nu are legătură cu realitatea. Ceea ce fac ei nu are legătură cu țăranul care vrea să vină, să vândă o legătură de praz sau niște căpșuni din grădina lui. Și atunci ar trebui tratată ca atare, cum sunt în alte orașe. De exemplu, în New York sau în Amsterdam există niște uh, ghiduri făcute de oraș, de primărie, în care li se explică antreprenorilor sau potențialilor antreprenori ce ar trebui să facă. Vrei un food truck? trebuie să. Ei următoarele autorizații trebuie să ai următoarele calificări, trebuie să ai cel puțin o persoană care să aibă urmeze un curs de igienă și nu, aici așa. avem un vid enorm și nu doar referitor la street food, ci la mâncare în general în România și eu e o o idee pe care încerc să o împing de mult timp într o zonă din asta de responsabilitate efectivă. Și anume că avem nevoie de aceste ghiduri. Sigur că legislația există și legislația apare mereu, dar o persoană care vrea să pornească o afacere culinară nu are cum să vadă toată legislația și exact. nu are cum să se simtă sprijinită și încurajată să cheltuie niște bani investind în, într-o afacere. E cumva culinară. exact pe dos, adică nu te, nu că nu te sprijină nimeni și mai degrabă te încurcă. Adică, în momentul în care încerci să pornești o afacere în zona, în zona culinară, sunt atât de multe bariere pe, peste care trebuie să treci, că doar cei ori foarte hotărâți, ori cei care cunosc scurtăturile din sistem se încumetă să o facă și aici. E păcat pentru că, așa cum am spus, poate să fie un, un punct de, de, bază, un pilon în, în planul cultural al orașului. Și acum Bucureștiul candidează pentru titlul de capitală culturală europeană pentru 2021 ar putea să fie un pilon extrem de important. O să vină oameni, o să vină mulți oameni. Mai există și campionatul european de fotbal de peste patru ani. Sunt, sunt lucruri care pot să contribuie la bunăstarea orașului. Turiștii care vin la ora actuală, nu știu, ei au foarte multe opțiuni, dar, de exemplu, bucătăria românească. E foarte greu să o, să o testeze, pentru că bucătăria românească, așa cum e prezentată acum, Uh, e vorba doar de porții uriașe, e vorba de uh, niște lucruri, nici nu e cu greu treci de ciorbă, adică da, ai mâncat aperitiv și ciorba s-a terminat. Cam asta e, exceptând în ciorba, în rest bucătăria românească e reprezentată la fel de bine ca și bucătăria bavareză, adică e același lucru. Multă mâncare, doar că la noi e mai scumpă. Uh, prin comparație <laughs> cu veniturile locale, da, e mult mai scumpă, dar să zicem că și aici ar fi o... o, o, o o, o soluție, de exemplu, pe zona de street food, că dacă ar, dacă ar exista într -un, a, a posibilitatea să-ți faci un food truck, să zicem, pe tapas românești, pe bucătărie da. românească simplă și rapidă, aici e greu într-un food truck să faci un meniu de 100 de pagini și trebuie să te concentrezi pe lucrurile care contează. Și atunci se poate duce mult mai ușor să deschide către, către turiști această gastronomie În mod evident avem nevoie de puțină libertate de mișcare în, în perimetrul ăsta al gătitului, că vorbim de gătit în restaurant sau că vorbim de gătit pe stradă și rămân la ideea că un caiet care să conțină legislația în vigoare și care să fie updatat o dată pe an ar fi de foarte mare folos oricărui întreprinzător care vrea să facă un business în această zonă. Pentru că, uite, eu mă gândesc în primul rând la mine. Uh, Ți-am spus și mai devreme că sunt foarte interesat de de mâncarea de pe stradă. Dar în același timp sunt și uh, foarte rezervat pentru că știu clar câtă bătaie de cap am ca să ajung din punctul A în punctul B și atunci, sigur că încerc să mă eficientizez timpul cât mai bine pentru că viața e una singură și destul de scurtă. Nu pot să îmi pierd viața stând pe la cozi și plătind bani care nu se întorc. No, problema în nici nu ar fi asta, să stai la cozi și să plătești bani. Problema e că nici măcar nu știi unde să te duci să stai la cozi, în prima fază. Este vorba de o, o lipsă. Cum nu știi? Uite, așezați-vă la coada asta și când îți vine rândul la ghișeu, ce nu aici. Exact, da, da, deci aici este uh, surpriza pe care ți-o oferă uh, sistemul birocratic. Uh, te ține întotdeauna, uh, cum spune americanul, de keep you guessing. Uh, ar fi prea plictisitor să știi exact ce trebuie să faci. Da, n-ar fi plictisitor. Eu aș ști Pentru... ce să fac cu timpul care îmi rămâne. Îți <laughs> din punctul ăsta de vedere, noi încercăm, deci pe lângă ah. partea comercială a organizării de evenimente în această zonă, încercăm să facem și o. împreună și cu alții organizatori și proprietari de business-uri din această zonă, să facem o asociație care să să ajute la exact la depășirea acestui gap. Și anume la în prima fază la partea de informare, informare care va fi făcută prin crowdsourcing, adică pe modelul tu cum ai reușit, tu ce ai făcut, ție cum ți s-a uh, când a venit controlul de la autoritatea X, cum a fost tratată problema asta, și prin compilarea acestor informații să facem un fel de ghid, să zicem, informal Dar, al. O să fie auto... foarte distractiv, pentru că fiecare control tratează altfel aceeași problemă. De asta, încercăm să strângem cât mai mulți ca să facem, să acoperim o cât mai mare plajă de probleme și să facem un fel de cazuistică, să facem uh, o jurisprudență care să ne ofere șansa să-i arătăm unui. Organ de control, uite, acest problem a fost tratată la modul ăsta de către colegii. Da, practic, noi avem precedent, dar nu avem nicăieri menționarea lui scrisă. Uh, da, exact. Deci ele, noi încercăm cel puțin, de asta am spus, că e o chestie formală, e o chestie informală, nu este o. nu va avea uh, nici caracter de lege, nici caracter de. va sta în fața unui. Uh, control, dar măcar am vrea ca oamenii să fie pregătiți nu, dar ar la putea să influențeze apariția unei legi. Asta e a doua parte pe care vrem să o facem prin asociație și anume să, să, să mergem pe zona de lobby, să facem, să, să încercăm să aducem cât mai în lumină această zonă de gastronomie care ea e privită la ora actuală, cum ți-am spus, la Pachet cu piețele agroalimentare volante, care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în realitate, și uh, vrem să creăm lobby astfel încât să, înțeleagă, la, să se înțeleagă la nivelul administrațiilor locale că bucătăria, mâncarea stradală este un lucru foarte bun pentru oraș, pentru că se poate face în condiții foarte corecte și de igienă, uh, și că nu este acea chestie ieftină cum erau în anii 90 chioșc, fiecare colț avea cât un chioșc se poate face o legislație foarte simplă cu un alt stat de exemplu un alt oraș sunt uh, zone de exemplu de vineri seara de la ora 6 până duminică seara la ora 6 ai voie să parchezi uh, un număr de 10 fut tracuri în zona pieței nu știu care și atunci primii veniți și au parcat acolo dacă nu mai sunt locuri nu mai sunt locuri uh, ei sau și pot să funcționeze la modul acesta sau de exemplu se spune în zona de prânz în timpul săptămânii, între orele 12 și 2, poți să fii parcat stradal sau în parcări în zonele astea. Și se stabilez niște zone, se stabilez niște condiții, se plătesc niște taxe. Da. Am, am întâlnit în Spania un exemplu asemănător. O comunitate din asta de mici orășele care le-au dat posibilitatea vânzătorilor de diverse lucruri, inclusiv de mâncare din rulotă, să închirieze un spațiu într-o zi din săptămână și sunt, nu știu, șapte orășele și omul se duce cu rulota azi acolo, mâine acolo, poi, mâine exact. dincolo. Exact, și face practic, un fiecare oraș are o, o, și or, îi rotește, au da. varietate. Aici, deja vorbim de un alt nivel de înțelegere. Noi asta vrem să facem. Vrem să creăm acest nivel de înțelegere și sunt absolut convins că în momentul în care vom avea uh, 30.000 de oameni la Bucharest Gourmet Festival, deja la, la Street Food Festival, ca să înțelegi cât de mare este interesul în mai puțin de o lună de la lansarea Oficial, anunț, anunțul, de fapt, că asta am făcut. Am anunțat când se întâmplă și când. Avem uh, aproape 15.000 de, de oameni uh, pe Facebook care sunt interesați sau uh, au dat going la acest eveniment. S-a viralizat spune, extrem de mult. Oamenii își doresc lucrul ăsta. Exact, își doresc și este o zonă care la ora actuală este la fel de fervescentă și în alte țări și se vede treaba asta. De exemplu, afară sunt emisiuni culinare, acum s-au dus către zona de street food, de food truck, de exemplu. Sunt, cum sunt la noi emisiunile culinare cu șefs, profesioniști sau amatori, la ei sunt emisiuni culinare deja cu food trucks. Este o competiție între food trucks în care trebuie să treacă tot prin tot felul de probe, prin eliminări, sunt duse sunt din un oraș în altul. Există un interes major către această zonă. Există festivaluri de street food sau de food trucks în, în toată Europa. Acum, încet, încet, ajungem și noi să ne să ne alipim. În, în Ungaria, de exemplu, există un festival gourmet care are 5 sau 6 ani, este la, deja la 6 ediție. și... Uh... Apropo de asta, voi aveți un calendar pentru anii următori? Noi avem un plan pentru anii următori, un calendar nu avem încă pentru că trebuie să definitivăm niște proiecte. În primul rând trebuie să ne, să ne vedem proiectele de anul ăsta rezolvate cu bine și duse la bun sfârșit dar avem un, avem un, un plan care presupune și lansarea de noi evenimente și această zonă non comercială de uh, asociație de găsit o formulă de ajutat acest uh, această nișă de business uh, și de dezvoltat către alte orașe. Inclusiv am primit uh, cereri din alte țări din regiune care ne-au uh, cerut uh, parteneriat, ne-au solicitat să intre în parteneria cu noi pentru dezvoltarea proiectelor noastre, și acolo. Eu pot să spun doar atât. Bravo! Mă bucur că se întâmplă, mă bucur că e cineva care face lucrul ăsta în România și uh, mă aștept ca în următorii ani să văd chestiunea asta explodând în toate marile orașe ale țării. Înțeleg că și la Cluj se întâmplă uh, în curând un da, la, la Cluj se întâmplă un festival, festival de street, de street cu, food și posibil și fest, un festival de burgers. E posibil să se întâmple în curând și la Iași și la Timișoara da, și Cred la că, Constanța, că merită și Iași și Timișoara și Constanța, Brașov, și Sibiu, iarăși sunt, deci uh, planuri există. Acum E nevoie, cum spuneam, e nevoie de un sprijin la nivel local al autorităților care să înțeleagă ce înseamnă un asemenea eveniment pentru oraș. Pentru că, practic, în momentul. Ne, ne raportăm la noi ca turiști. Noi când mergem într-o țară străină, mergem. Ori mergem să. Adică, Cu siguranță dacă mergem la vreun concert, mergem la concertul respectiv, deci concertele sunt importante în economia orașului. Dar dacă mergem ca turiști pur și simplu căutăm locuri de mâncat și atunci locurile alea de mâncat, de exemplu, dacă mergi în Spania sau mergi în Barcelona, să nu treci pe la bocheria este de neconceput sau să mergi în Londra, să nu treci pe la Borough Market. Da. Aceste locuri care concentrează să zicem crema gastronomică a orașului sau a țării respective sunt extrem de importante, sunt landmarks sunt puncte pe orice ghid de vizitare a orașului respectiv și atunci, practic, lucrurile evoluează în sens pozitiv pentru toată lumea, și pentru întreprinzători, și pentru oraș, și pentru turiști, că de vin. Și atunci vor veni din ce în ce mai mulți, dacă au la ce să vină. Mulțumesc frumos, Florinitu. Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM.